După ce și-au distrus mașinile circulând zilnic pe drumul din fața poliției municipiului Zalău, a sosit și momentul în care, pe șosea, a fost turnat în sfârșit un covor asfaltic. De sâmbătă, circulația în zonă e accesibilă și asta datorită noului drum. Dacă lucrarea a fost executată sau nu corect, vom vedea după ce va ploua.